Ediția de anul acesta a târgului Team Agralim a atras un număr însemnat de vizitatori. Publicul numeros a fost cât se poate de variat, de la cei mai mici curioși până la cei mai experimentați între ale agriculturii. Pe lângă studenții Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, elevii școlilor generale au venit să vadă și ei realitatea expusă în cărțile de biologie. Am venit cu elevii, deci ca să vadă de la școala, da, Nicolaus Leinau din Timișoara, ca să clasa a 5-a, a 6-a punem în practică ce am învățat într-un an de școală. Le-a plăcut. Cred că sunt mai receptivi decât studenții de la Facultatea de Agronomie. Atât plantele cât și animalele, pentru mulți timișoreni, unii nici n-au văzut unele soiuri de plante sau rase de animale, cum au fost iepurii sau porumbei. Sunt 46 ore și am venit să văd plante și animale. Sunt de la școala Nicolaus Leinau și sunt foarte interesată de animale. Ce ți-a plăcut cel mai mult la expoziție? Caii. Mulțumiți, dar și încrezători, producătorii agricoli care au venit să-și expună marfa de calitate superioară vizitatorilor au fost de asemenea încântați de ceea ce a oferit manifestarea Team Agralim. Nici cumpărătorii nu s-au lăsat așteptați prea mult. Pentru prima oară când participăm, noi suntem producători agricoli, soțul meu se ocupă de albine și de albine printre altele și mi se pare că e foarte fain pentru că și vânzări și e și așa, organizare, adică noi. E chiar variat, să zic așa. Găsești tot ce vrei în domeniul agricol, și informare, și exemplare de tot felul de animale. Și... Cum au mers vânzările? Bine, astăzi au mers mai bine ca ieri și, na, poate mâine merg și mai bine. Nedumerit sau încă fără un răspuns la întrebările lor, unii fermieri au atras atenția și asupra implicării nefaste a politicii în agricultură. Aceștia se văd însă neputincioși. Sunt fermier, crescător de vaci cu lapte. Din curiozitate să văd ce mai se expune față de ce a fost anul trecut. E parcă puțin mai altfel decât a fost. Au apărut serele, animale, material seminal, ceva de mai bună calitate decât ce avem. Și în rest, absolut nimic. Că agricultura în România e cum e. Știm toți. Că până nu se depolitizează, și am mai spus-o, nu-i prima dată când spun chestia asta, că politicul joacă un rol negativ în agricultura României, n-avem ce face. Studenților parcă le-a fost dedicat acest târg. Planificat în perioada documentării pentru lucrările de licență sau diverse proiecte, evenimentul i-a atras prin varietate și complexitate în informații. Sunt student la zootehnie și mă interesează atât agricultura cât și animalele. Am văzut acum mașinile și utilajele și acum mergem să vedem și animalele. Că încă nu am fost. Ce ți-a plăcut de mod deosebit? Deci nu pot să zic așa, pentru că eu sunt nebunte atât după animale cât și după utilaje. Mă interesează combanul ăia, că e foarte frumos. Te ajută astfel de târguri pentru școală? Da, bineînțeles că ajută, că noi, cum să zic, teoria învățăm mai mult, în practică nu prea, numai care avem și animale acasă și târgurile astea sigur că ajută pentru că vedem multe, multe rase care ne ajută mai departe și bineînțeles, acum înainte de licență pot să fac și niște poze. Tractoarele și utilajele au atras atenția celor cunoscători în domeniu. Aceștia cu experiență și dibăcie se gândesc totuși mai întâi de toate la costuri. Aici trebuie bani mulți. Trebuie să ai investiție, să poți să investești. Dacă te ocupi serios de asta, poate să recuperezi într-un timp destul de scurt. Păi și cu finanțarea cum stai? Păi finanțarea dacă ți-o faci, că n-ai de unde. Trebuie să ai surse. Trebuie să ai surse de bani. Dacă n-ai surse de bani, deja vorbești, că n-are niciun sens.